Unirea Transilvaniei cu România la 1918 nu s-a făcut atât de ușor precum suntem tentați să credem și precum ne este prezentat evenimentul în manualele de istorie. Unirea a fost posibilă grație situației internaționale, înfrângerea Germaniei și Austro-Ungariei în primul război mondial și dorinței liderilor politici a românilor ardeleni. Acești lideri, reprezentați de vârfurile Partidului Național Român, ale Partidului Social Democrat, dar și ale Bisericii Greco-Catolice și într-o măsură mai mică a Bisericii Ortodoxe a Românilor Ardeleni, militau încă din secolul trecut, adică din secolul XIX, pentru o autonomie cât mai largă a Transilvaniei în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Ideea autonomiei Transilvaniei nu este depășită, nu este abandonată nici după unire, chiar la 1918, se formase deja un consiliu dirigent al Transilvaniei, un organism local ce avea rolul de a face tranziția, de a realiza unirea instituțională pe cale lentă, pe cale organică, până ce România Mare avea să devină un stat funcțional prin armonizarea prin integrarea tuturor provinciilor. Unite la 1918, provincii care aveau organizare și o viață socială separate de cele ale vechiului regat. Ăsta era planul inițial, numai că după ce elitele ardelene iau contact cu politica dâmbovițeană, în special Maniu și partizanii săi, se declară foarte nemulțumiți de ceea ce au găsit la București. Mai mult decât atât, dau peste Ionel Icebrătianu, un om foarte autoritar, foarte intransigent, care îi privește pe Ardeleni cu superioritate și este iritat de pretențiile lui Maniu, de obiecțiile și de părerile separate ale acestor Ardeleni și mai ales de faptul că va trebui să le facă loc în Parlament și să împartă într-un fel puterea cu ei. Ca să nu mai lungesc vorba, imediat după unire apare un conflict între Maniu și Brătianu, și implicit între Partidul Național Român, încă nu devenise țărănist, și Partidul Național Liberal. Mentalitățile diferite dintre Regat și Ardeal începeau să-și spună cuvântul. Astfel că la 1920, când Consiliul Dirigent al Transilvaniei își încetează activitatea, Maniu este de părere că această activitate ar trebui să continue și acest organism ar trebui să se transforme într-un parlament local al Transilvaniei. însă restul liderilor ardeleni nu sunt de această părere și maniu este obligat să se supună majorității, iar acest organism este în final dizolvat. Dar lucrurile nu se opresc aici. În tot acest timp, animozitatea, divergența de opinii dintre Partidul Național Român, devenit între timp țărănist, și liberali creștea de la un la altul, mai ales că liberalii erau de multă vreme la putere și nu păreau a fi dispuși să o cedeze cu una cu două. Fără să mai intru în amănunte, între timp moare regele Ferdinand, Carol al doilea renunțase, deja mă rog, prințul moștenitor Carol la vremea aceea abdicase de câteva ori, ultima dată în 1925, iar rege era de drept Mihai I, un copilaj de 4-5 anișori la vremea respectivă. Puterea regală era exercitată de o regență, regență controlată de brătieni, iar dacă brătieni erau cu regența și cu Mihai I, automat Maniu va fi pentru revenirea lui Carol al II-lea pe tronul României. Carol al II-lea, după, ce abdicase, după ce renunțase la orice, nu abdicase că încă nu fusese rege, renunțase la orice pretenții de a moșteni tronul, își schimbase numele în Carol Caraiman, trăia prin străinătate, dar între timp se răzgândește, se sizează că e momentul prielnic pentru a veni pe tron. Deși, așa cum am spus, renunțase la această moștenire și nu odată. Deci, după moartea regelui Ferdinand, îi avem pe liberali care păreau a fi stăpânii absoluției României la acea vreme, și avem pe oamenii lui Maniu, care era foarte puternic în Ardeal, foarte susținut, baza lui electorală era Ardealul la acel moment. Îl găsim așadar pe liderul țărănist, făcând lobby foarte puternic pentru revenirea în țara prințului moștenitor Carol, evident în vederea ocupării tronului ca rege legitim. Bineînțeles că Maniu nu făcea acest lobby în mod gratuit, Înțelegerea era ca odată venit pe tronul României, Carol al II-lea să îi dea guvernarea lui Maniu și mai mult decât atât, Maniu spera ca pe viitor să-l poată controla pe acest rege ușuratic, la fel cum brătienii, cum liberalii îl controlau pe micuțul rege Mihai I. Ăsta a fost planul lui Maniu pe care l-a realizat, dar doar pe jumătate, în sensul că îl va aduce într-adevăr pe Carol al doilea pe tronul României, dar nu l va putea controla. Dar până atunci avem un moment cheie foarte puțin abordat de istoricii noștri și când chiar îl abordează trec repede, minimalizându-l sau trecându-l așa ca o notă de subsol, deși o să vedem că este un eveniment destul de important. În 1927 moare nu doar Ferdinand I, ci moare și Ionice Brătianu și comanda liberalilor o va prelua Vintilă Brătianu, tot un brătian, dar mult mai slab decât predecesorul său. Și acum Maniu consideră că este momentul prielnic pentru a-și pune planurile în aplicare. În martie 1928 demarează o amplă campanie împotriva guvernului cu mișcări de stradă la care participă doar în București în jur de 50.000 de susținători, în fruntea acestei mulțimi de oameni, se prezintă la Regență și solicită imediat numirea sa ca prim-ministru. Principele Nicolae, unul din membrii Regenței, refuză să ia o astfel de decizie importantă sub presiunea străzii. Mai mult decât atât, patriarhul Miron Cristea, de asemenea Ardelean, cunoscut de al lui Maniu, îl mustră și chiar cel puțin conform memoriilor lui uh, Miron Cristea, îi adresează următoarele cuvinte, citez. Îl chem pe Iuliu Maniu la mine singur, îl dojenesc. Cine ești tu? Ce ai făcut tu pentru România Mare? În raport cu Averescu, Iorga, Brătianu Ionel, erai ofițer austriac, luptai contra aliaților României, pe când Averescu s-a luptat cu demnitate pentru dezrobirea noastră, în paranteza transilvanenilor. Ce economie națională vei salva când ai trăit cu 2-3 franci în buzunar? A priceput el, l-am umilit cum trebuie, arătându-i că în timpul războiului a depus armele morale ale chestiunii românești. Și așa mai departe, în fine, nu mai mă opresc aici pentru că restul textului nu este relevant pentru subiectul materialului de astăzi. Pe scurt, Maniu este respins de către regență și nu îi se acordă funcția de prim-ministru. Dar Maniu nu cedează. În iunie, în, ce scuze, în mai, în 6 mai 1928, pregătit de sigur dinainte, are loc o mare adunare la Alba Iulia. Deci la 10 ani după Marea Unire, o mare adunare la Alba Iulia, unde sunt prezenți 100.000 de oameni, și de unde această masă de ardeleni urma să plece la București cu trenurile, să ia cu asalt capitala și să cucerească puterea. Era, de fapt, versiunea românească Marș asupra Bucureștiului, o versiune dâmbovițeană a celebrului Marș asupra Romei a lui Mussolini din 1922. Mussolini, la acea vreme, era un personaj agreabil respectat în Europa, nu avusese loc al doilea război mondial, fascismul era abia la început și marșul asupra Romei încă făcea o impresie bună în multe țări europene și iată și în România. Era văzut ca o acțiune de mână forte care, iată, salvează țara de la corupție, de la irresponsabilitate și așa mai departe. Și asta își dorea și Maniu să facă la București. Numai că lucrurile se precipită. Pentru ca marșul să reușească, planul inițial era ca odată cu înaintarea Ardelenilor spre capitală, Carol al Doilea să vină clandestin în țară cu avionul și să se pună în frunte acestui marș și în fruntea acestei mulțimi de oameni. Numai că nici liberalii nu dormeau în tot acest timp, guvernul și implicit ministrul de interne, Tătărescu, în colaborare cu cel de externe, iau legătura cu Anglia, acolo unde se afla Carol al Doilea în acel moment, și prin canalele specifice serviciilor de intelligence reușesc să-i convingă pe englezi să îi dea peste cap planul lui Carol Caraiman. Englezii îl depistează pe Carol pe teritoriul lor, își dau seama că pregătise un avion, mă rog, englezii nu vor să complice relațiile cu guvernul brătianu, îl rețin pe Carol și îl expulzează din Marea Britanie, susținând că acesta a abuzat de ospitalitatea lor odată planul venirii cu avionul clandestin este de este dat peste cap, planul lui Maniu este automat sabotat. Fără Carol al doilea, marșul devenea pur și simplu o lovitură de stat, pe care puțini ar fi acceptat-o atât în țară cât și în afară. Cel puțin asta spun istoricii noștri. Eu nu prea sunt de acord cu această versiune. Maniu putea să continue marșul și fără Carol al doilea. Mussolini a luat Roma fără ajutorul unui rege, unui pretendent, pur și simplu, regele era rămas cel care pusese și înainte de marș, iar Mussolini devine șeful guvernului. La fel se putea întâmpla în România, regența putea rămâne pe mai departe și Maniu putea să-și atingă obiectivul acela de a, veni, a deveni prim-ministru. Explicația că Maniu renunță la marș pentru că pică varianta cu Carol al doilea, în opinia mea, este falsă. Maniu renunță la marș pentru că îi se promite că va primi șefia guvernului, va deveni prim-ministru, Brătianu va demisiona, dar să facă totul în liniște și nu sub impresia unei lovituri de stat. Deci la 6 mai 1928, 100.000 de ardeleni scandau la Alba Iulia, azi să se schimbe guvernul, azi murim azi aici, luăm trenurile cu asalt și alte sloganuri de acest gen. Printre ardeleni nu sunt doar susținătorii lui Maniu, susținătorii Partidului Național Țărănesc, ci sunt și susținătorii ai socialiștilor și ai comuniștilor, partid scos în afara legii de guvernul de, mă rog, de Gheorghe Tătărescu, la momentul respectiv era ministru de interne. Fac aici o paranteză, un alt mit al României interbelice, perioadă foarte mitizată în istoria noastră, este acela că virgulă comuniștii în 44 erau ba 1000, ba 1500, ba 2000 de oameni. În realitate erau mult mai mulți, ăia 1000, 1500, 2000 sunt doar nucleu dur, doar comuniștii care erau dispuși să activeze în ilegalitate, să facă pușcărie pentru partid, pentru idealurile lor, indiferent ce ar fi înțeles prin asta. Însă comuniști erau mult mai mulți și de regulă în perioada ilegalității ei votează cu țărăniștii sau cu legionarii. Atunci când au avut posibilitatea să candideze, deși au fost scoși în afara legii în 24, participă totuși la alegeri, nu mai știu, cred că în 33, 28, nu mai știu exact. În orice caz, iau un procent de 2-3%, ceea ce înseamnă mai mult de 2000 de suflete, 2000 de votanți. Participaseră la alegeri sub un alt nume, sub un alt partid, altă denumire, dar tot comuniști erau. În fine, am făcut această paranteză pentru a arăta că între țărăniști și comuniști la acea vreme exista un acord tacit. Revenind la evenimentul din 6 mai 1928, lume furioasă, 100.000 de ardeleni la Alba Iulia, numai că ei nu mai pleacă spre București, așa cum am spus. Principalul motiv, în opinia mea, nu este faptul că pică varianta cu Carol al doilea, ci sunt înțelegerile subterane dintre Maniu și liberali. Maniu acum încearcă să-i convingă pe liderii țărăniști că această mulțime este greu de controlat și e mai bine să abandoneze ideea. Acum se naște această teorie că dacă nu-l mai avem pe Carol, mai bine să ne oprim aici să nu continuăm marșul. Și Maniu colaborează din plin cu ministrul de interne liberal, cu Tătărescu, care le trimite trenuri, dar le face o manevră <laughs> demnă de scenariu de film, de film comic până la urmă, pentru că în loc să îi aducă la București, autoritățile deturnează acele trenuri și îi trimit la naiba în praznic prin țară și vă dați seama că în loc să ajungă la București, se trezeau pe la Baia Mare, prin munții Apuseni, pe la naiba în praznic. Astfel, mulțimea este dispersată și. acest fapt combinat cu apelurile la calm ale lui Maniu vor dezamorsa situația și marșul asupra Bucureștiului nu va mai avea loc. Tot ca o paranteză, la acest marș s-a pus iarăși problema autonomiei Transilvaniei sau chiar a revizuirii Unirii de la 1918. O parte din liderii țărăniști marșau spre această, spre această orientare. Maniu iarăși îi devine elementul moderat după ce inițiase acest marș și îi convinge să renunțe la astfel de revendicări. Dar, așa cum spuneam, el avea un asămâne că deja îi se promisese funcția de prim-ministru și nu mai avea niciun interes să vadă țara divizată, nu mai avea niciun interes într-o Transilvania autonomă. Bun, marșul asupra Bucureștiului s-a făsit definitiv, asta era în mai 1928 și în toamna acelui așan, Vintilă Brătianu își respectă partea lui de înțelegere, își dă demisia și Maniu este chemat să formeze guvernul. La acea vreme, iarăși o să demontez un mit al României interbelice, guvernele nu veneau la putere în urma alegerilor. Întâi se numea guvernul și pe urmă se făceau alegeri, de regulă. Și tot de regulă, guvernul care organiza alegerile le și câștiga. La fel se întâmplă și în 1928, în toamnă Maniu este numit prim-ministru, mă rog, președinte al Consiliului de Ministri, cum se numea atunci, și în decembrie organizează alegerile pe care, deloc surprinzător, PNC-ul le câștigă cu 77%, liberalii iau și ei vreo 7%, în fine, scoruri absolut neverosimile. Încă din epoca alegerile sunt catalogate ca fiind falsificate, bătăile erau la ordinea zilei, mă rog, genul ăsta de alegeri, cred că nici în Rusia nu se desfășoară la modul ăsta, sau poate în Rusia se desfășoară în zilele noastre la modul ăsta, dar pe atunci era o normalitate a României interbelice. Guvernul își folosea tot aparatul de stat, jandarmeria, poliția, pentru a dirija voturile cetățenilor, mai ales în mediul rural. După câștigarea alegerilor, în 1930, deci doi ani mai târziu, Maniu îl aduce pe tronul României pe Carol al II-lea, tot într-o zi de 6 mai. Numai că fără să-și dea seama, asta înseamnă și încheierea mandatului de prim-ministru al lui Maniu, pentru că nu se înțelege deloc cu Carol al II-lea încă din primele zile. Carol vrea să facă cum vrea el, nu cum vrea Maniu, vrea să fie proclamat rege imediat, ceea ce va și obține în două zile moment în care Maniu își va da demisia. Între timp și guvernarea țărăniștilor fusese destul de dezastroasă, ea se suprapusese cu criza din anii 30, 29-33 dacă nu mă înșel, și cam aici se încheie subiectul episodului de astăzi. Totuși trebuie să fac unele precizări. Poate unii se vor supăra, poate unii vor avea impresia că am ceva cu Maniu sau cu țărăniștii sau nu știu. Cred că a trecut suficient de mult timp de la acele evenimente pentru a le privi cu detașare, pentru a nu mai considera acea perioadă interbelică drept un paradis pierdut. Da, în comparație cu perioada comunistă, în comparație cu ce a venit după, perioada interbelică pare a fi fost una mai fericită. Pentru români mă refer. Doar că nu e cazul să o mitizăm, nu e cazul să o vedem ca pe o mitică vârstă de aur. Perioada respectivă a fost plină de abuzuri de tot felul. Democrația, așa cum o înțelegem noi astăzi, n-are aproape nicio legătură cu democrația de atunci. Nici nu-l acuz, nici nu-l idolatrizez pe Maniu și nici pe Brătieni și nici pe nimeni din perioada respectivă. Ei trebuie puși în contextul epocii în care au trăit. Așa se făceau lucrurile la vremea aia, așa au gândit ei, așa au crezut că e bine. Uneori le-a ieșit, alteori au dat kicks. Nu prezint aceste lucruri pentru a-i judeca, repet, ei au trăit în perioadele respective, e foarte greu să știm, să înțelegem de fapt, de ce au acționat așa, pentru că așa erau mentalitățile. Noi privim după 80 și mai bine de ani de la evenimente, după 90 de ani. O e greșit să judecăm oamenii și faptele de atunci prin prisma mentalităților de astăzi. Pur și simplu am prezentat acest eveniment aproape necunoscut pentru publicul larg marșul asupra Bucureștiului din 1928, încercarea de lovitură de stat a lui Maniu, inspirată de cea lui Mussolini, pur și simplu de dragul adevărului, pentru că, așa cum am spus, este un eveniment aproape necunoscut de cei mai mulți dintre noi. Iar până la urmă, miturile, poveștile sunt pentru copii. Adevărul istoric e mult mai fascinant, e mult mai dezirabil, zic eu, decât o istorie mitizată, dar falsă până la urmă. Cred că suntem suficient de maturi încât să nu avem nevoie de personaje de bază, ci avem nevoie să cunoaștem personajele istorice cu bune și cu rele, așa cum au fost în realitate. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, la revedere și să ne auzim cu bine!